Polițiștii de frontieră s-au deplasat rapid în zonă și au reușit să intercepteze și să legitimeze cele două persoane care s-au declarat cetățenii cubanezi și nu deținau documente care să ateste intrarea legală în România. Acestea au fost conduse la sediul punctului de trecere a frontierei Iași Feroviar pentru continuarea cercetărilor au fost informate în cel mai scurt timp autoritățile de frontieră ale statului vecin și cercetările în cauză au fost efectuate în comun. În urma verificărilor efectuate împreună cu polițiști de frontieră din Republica Moldova și din declarațiile persoanelor, colegii noștri au stabilit că acestea sunt doi cetățeni din Cuba în vârstă de 22, respectiv 27 de ani și au trecut râul Prut folosindu-se de o barcă pneumatică cu intenția de a ajunge în Spania la o rudă. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar persoanele au fost preluate de către autoritățile de frontieră ale statului vecin. Autoritățile de frontieră din România și Republica Moldova vor continua colaborarea pentru menținerea ordinii și siguranței la frontiera comună.